Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de vineri 4 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici Zecele de monede, o carte foarte frumoasă, o carte de sărbătoare, o carte care ne arată împlinire, bucurie și fericire în cuplu, în familie. Pentru cei care sunteți singuri, o să apară în viața voastră o persoană foarte serioasă, foarte echilibrată, foarte împlinită. Pentru cei care aveți de ales între doi posibili parteneri, două posibile partenere, o să alegeți persoana mai stabilă, persoana care reprezintă un risc mai mic pentru voi. Carte foarte frumoasă, o energie foarte frumoasă. O parte dintre voi e posibil să anunțați oficializarea relației voastre, să vă prezentați iubitul, iubita părinților sau poate chiar o logodnă aici, în această carte. Hai să vedem pe domeniul sănătății. Aici avem o carte care combină în ea energia arcanei majore, spânzuratul, cu cea a arcanei minore, doiul de săbi. Carte care cere de la voi să demonstrați autodisciplină, să vă canalizați pe țelul vostru final, pentru că acest lucru vă va ajuta să vă țineți de program, să vă țineți de tratament, de terapie, de dietă, de regimul de sport, de orice ar fi în viața voastră care vă ajută să obțineți o stare mai bună de sănătate. Cuvântul cheie este autodisciplina. În carieră, bani, situație financiară, avem aici Regina de Săbi, o carte de strategie, de ambiție. Aveți grijă la oameni foarte ambițioși din jurul vostru care s-ar putea să facă niște mișcări care să vă incomodeze pe voi. Dacă această carte vă reprezintă pe voi, astăzi se cere să fiți foarte strategici și să gândiți de 3 ori înainte să acționați. De asemenea, e posibil să întâlniți niște femei care sunt foarte sigure pe ele, foarte pregătite profesional și care s-ar putea să comunice așa mai tăios, mai scurt și la obiect, neașteptat de rece și de calculat. Uitați-vă la ce puteți să învățați de la această persoană, pentru că este o persoană foarte bine pregătită din punct de vedere tehnic. E un specialist în domeniu. Bun, și acum hai să scoatem un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, vă rog să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dați și un like, share la prietenii voștri dacă vi se pare interesant acest mesaj și dacă nu v-ați abonat încă la canal, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic și veți fi anunțați de fiecare dată când pun material nou pe canal. Hai să vedem o carte pentru ziua de azi. Sunt îndeajuns de bun. Nu sunt limitat de convingerile vechi și limitative ale familiei mele sau ale societății. O carte foarte frumoasă care vine aici împreună cu acest 10 de monede și energia combinată a acestor două cărți ne dă și sfatul final pentru această etalare. Luați din familia voastră acele lucruri pozitive, care vă ajută, care vă dau stabilitate, acele principii de etică și de morală care sunt la fundația persoanei voastre, dar în același timp nu vă lăsați limitați de aceste gândiri, pentru că voi sunteți în această viață pe o traiectorie evolutivă. Lucrurile se schimbă și e foarte important să păstrăm din trecut acele lucruri pozitive, dar în același timp să le schimbăm pe cele negative, să evoluăm, să mergem mai departe și să ajutăm și pe cei din jurul nostru să crească odată cu noi. Un mesaj foarte frumos. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!